Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, puteți să o deschideți la Epistola către Romani, capitolul 10, și haideți să citim de la versetul 8 până la versetul 13. Pagina în Biblie 1104. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nici o deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru tot cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, dragi invitați, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus. Vă salut din partea Bisericii Betel din Sighetul Marmației, vă salut și din partea conducerii cultului creștin penticostal din România. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Mă bucur să vă revăd. Anul trecut așa s-a întâmplat că n-am reușit să vin datorită unor probleme care au apărut, efectiv n-am putut vorbi. Așa s-a întâmplat cu răgușelile acestea, însă mulțumesc Domnului că m-a ajutat să pot să trec peste astea, să-mi recapăt vocea și să pot să laud și să-L glorific pe Cel care merită toată cinstea, toată lauda. Aproape oră numele Domnului a fost lăudat. Și nimic nu poate fi mai frumos decât să-i vezi pe oameni glorificându-L pe Domnul. Spunea un gânditor creștin, lauda este singurul lucru pe care îl putem da noi cei care nu avem nimic, celui ce le are pe toate. Mărit să fie El. Dumnezeu are totul, însă și atunci când noi îl lăudăm, îi glorificăm numele, cu siguranță se bucură. De aceea, în seara aceasta, după ce am ascultat aceste cântări și l-am lăudat pe Domnul, aș vrea să privim împreună în acest cuvânt al Scripturii, care ne poate hrăni sufletele, care ne poate deștepta la o viață nouă, pe care să o trăim în duhul legilor pe care Dumnezeu Sfântul ni le-a dat nouă oamenilor. Îi spuneam fratelui pastor Apolzan că după ce a citit textul acesta, cu toate că eu venisem, așa să zic, cu un text la care mă gândeam, m-am oprit la pasajul acesta, un pasaj care este foarte relevant pentru evangelizare, un pasaj care ne provoacă pe toți la meditație și pe cei care poate într-o bună zi spunem că L-am primit pe Domnul, am încheiat un legământ cu El, L-am mărturisit, dar în același timp acest cuvânt ne provoacă pe noi, mai ales acolo când ajungem în punctul acesta în care ni se spune despre mântuire. De aceea eu mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute fiecăruia dintre noi să putem înțelege cât de importantă este credința în viața noastră. Și titlul predicii am căutat să-i dau și i-am dat în seara aceasta cum este credința de care oamenii au nevoie. Cum este credința de care oamenii au nevoie? Trăim într-o lume în care, după cum vedeți dumneavoastră, foarte mulți oameni își afirmă credința în Dumnezeu. Foarte mulți oameni, cel puțin, au pretenția că au credință. Dacă ne uităm la ultimul recensământ care a fost făcut în România, majoritatea oamenilor din România, un procent covârșitor, vreo 96%, dacă țin bine minte,
au spus că ei cred în Dumnezeu. Foarte puțin totuși sunt atei. În România e un număr de sceptici, așa, de oameni care, mă rog, încearcă să stea așa deoparte, însă rețineți, majoritatea spun că ei au credință. Dar atunci când privim în cuvântul Scripturii, și mai ales aici în epistola aceasta, pe care Apostolul Pavel o scrie, putem fiecare dintre noi să înțelegem cum este credința aceea de care noi avem nevoie. Credința nu e un hobby, cum cred unii, ci credința este cea care stă la baza relației noastre cu Dumnezeu. Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 11, de altfel un capitol care ne vorbește despre oamenii care s-au remarcat în lumea aceasta, au trăit în diferite epoci, au trecut prin diferite experiențe ale vieții, însă în dreptul fiecăruia dintre ei, dacă luați pe Abel, spune, prin credință, Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Dacă vă uitați la impresionanta viață pe care a avut-o Enoch, omul acesta care a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani, Biblia ne spune că prin credință Enoch, uitați-vă Evrei, capitolul 11, versetul 5, a fost mutat de pe pământ prin credință, ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Și foarte interesant, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dacă vă uitați la Noe, bună oră, veți putea observa că Noe, acest om care a trăit într-o perioadă în care oamenii s-au îndepărtat mult de Dumnezeu, fiecare făcea ce îi plăcea, în Geneza 6 cu 5 ni se spune că răutatea omului era mare pe pământ și Dumnezeu a văzut aceasta. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Versetul 11 spune că pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie, adică de violență. Cam ce se întâmplă în zilele noastre, vedeți? În Sighet, acolo unde stăm noi, iau de foarte multe ori sirenele. Chiar săptămâna trecută mă întreabă fiul meu mai mic ce se aude și zic, sirenele. Iarăși au aruncat cu rachete, da, le-au îndreptat spre Ucraina și se aude, vuiesc puternic. Câteodată le aud și ce spune când anunță așa cu voce tare, pentru că în linie dreaptă cred că am un kilometru și sunt în Ucraina. Știu atâtea lucruri, ieri am primit, aseară târziu, de la episcopul care e de origine română, în Harkov, mi-a trimis niște o înregistrare cu case dărâmate, chiar i-am pus întrebarea, ți-a fost afectată și casa ta? Mi-a scris că nu, dar a zis, aproape de casa noastră, au lovit puternic, oameni care mor. E, vedeți dumneavoastră, violența pe care o vezi acolo, poate nu ne-am putut-o imagina în urmă cu vreo 3 ani. Nu m-aș fi gândit că ei care, mă rog, au avut oarecare relație, au fost împreună să se lupte în modul acesta. Deci violență cât vrei, oameni care mor, eu personal am avut ocazia să stau și să vorbesc cu supraviețuitori, cu oameni care au venit de acolo, din Mariupol sau din diferite locuri și puteai să vezi lucruri oribile, să auzi cel puțin, am putut să văd eu bucăți din racheta care a lovit aici într-un oraș vestic, oameni care au murit, un tablou acolo și câte. Toate astea ne fac să ne dăm seama că atâta e violență există la ora actuală și Biblia spune că și pe vremea lui Noe era violență, silnicie. Ne uităm în Orientul Mijlociu, ne uităm în diferite colțuri ale lumii. Dacă ne uităm la versetul următor, 12, ni se spune că Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Adică direcție, spre ce te duci? Dacă îi întrebi pe unii oameni, unde te duci, care va fi destinația ta, unde vei ajunge, ridică din umeri și nu știe ce să-ți spună. Însă vedeți dumneavoastră, într-o asemenea vreme a trăit un om, numele lui este Noe. Și observați, în versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre el
că omul acesta, în ciuda faptului că ceilalți făceau ce vroiau, era un om neprihănit și fără pat între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Prin credință, omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Aș putea să vă vorbesc despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, putem vorbi de Iosif, putem vorbi de Moise. În dreptul fiecăruia dintre ei scrie prin credință. Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 11, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Privind la acești oameni, ne dăm seama că ei au intrat într-o relație cu Dumnezeu, l-au slujit pe Dumnezeu, l-au onorat pe Dumnezeu cu viața lor, cu trăirea lor. Ei s-au remarcat, observați, prin acea credință pe care a avut-o în Dumnezeul viu și atotputernic. Și de aceea numele lor e scris, dacă vreți, cu litere de aur pe paginile Scripturii. Și privind la viața lor, ne putem inspira din viața lor, putem și noi să căutăm să trăim cum au trăit ei, ca într-o bună zi să fim acolo unde sunt și ei, în slava lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Ei, privind aici la pasajul pe care l-am citit, vom desprinde câteva lucruri despre credința aceea de care avem nevoie, de care oamenii au nevoie. Întâi de toate, observați dumneavoastră, primul lucru din pasajul acesta pe care noi îl putem înțelege atunci când punem întrebarea cum este credința de care oamenii au nevoie, răspunsul este credința care acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Rețineți, credința care acceptă cuvântul lui Dumnezeu. E o seară de evanghelizare. Se vestește cuvântul lui Dumnezeu, se predică Evanghelia. Și vă rog, observați, versetul acesta 8 spune: cuvântul este aproape de tine și în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Apostolul Pavel, ca și ceilalți apostoli, că asta înseamnă apostol, din limba greacă, tradus, înseamnă trimis. I-au mers ca trimișii Domnului să vestească Evanghelia, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii din vremea respectivă au avut posibilitatea să asculte cuvântul Scripturii. Ei n-au făcut altceva decât să ducă la îndeplinire porunca Domnului Iisus. Uitați-vă, înainte de înălțare, Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii lui și în mod deosebit pe cei pe care îi face apostoli. Și în Marcu, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 16, versetele 15 și 16, sunt versete care înregistrează cuvintele Mântuitorului, care spune așa: apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, la orice om. Și observați, următorul verset spune așa: cine va crede? Spuneți-mi ce să creadă? Evanghelia. Să creadă Evanghelia. Adică vestea bună, Evanghelia nu e altceva. E vestea bună, e cuvântul acela al lui Dumnezeu. Și apostolii s-au dus. Și observați, când se duce apostolul Pavel în prima lui călătorie misionară, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, în versetul 26, el spune: fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Și el le predică Evanghelia. Și la un moment dat, aici se întâmplă ceva. Unii resping Evanghelia, unii resping cuvântul lui Dumnezeu, iar alții îl acceptă. Și vă rog, observați în versetul 46, tot în capitolul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală,
cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și versetul 48 ne spune, neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți erau cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică, au crezut. Neamurile se bucurau. Ei, vedeți, de atunci până astăzi, oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu, unii îl acceptă, alții îl resping. Oamenii se laudă cu credința lor și spun, noi credem în Dumnezeu, noi credem în Iisus, dar când te uiți la viața lor, când te uiți la trăirea lor, când te uiți la atitudinea lor față de cuvântul lui Dumnezeu, unii spun, Doamne, lasă-mă cu Biblia, lasă-mă cu Evanghelia, lasă-mă cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mulți, Biblia e ceva ca un obiect de decor. Să aibă acasă, nici nu o citesc, nici nu o studiază, nici nu vor să-și conformeze viața după principiile acestea divine. Sunt unii care, vedeți dumneavoastră, vin la biserică, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar se întâmplă în viața lor exact cum spune apostolul Iacov, care scrie epistola ce-i poartă numele în capitolul 1, începând cu versetul 22. Și observați, aici spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singur. Câți oameni n-ascultă cuvântul, dar ei nu-l acceptă. Observați, versetul 21 spune ceva. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Dar, vedeți, versetul 22 spune, fiți împlinitori, nu numai ascultători. Și câți oameni nu rămân doar în postura de ascultător. Ascultat o predică, își dau cu părerea, pe internet un like, comentează, fie că, mă rog, spun că nu le place, fie că le place și așa mai departe. Însă uitați-vă ce spune Iacov mai departe, începând cu versetul 23. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar versetul 25 spune ceva. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Observați cât de mult contează atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu? Cu adevărată credință este acea credință care primește cuvântul, acceptă cuvântul, acceptă acel cuvânt acolo în adâncul ființei și își conformează viața după acest cuvânt. Mă uit la apostolul Pavel când se duce la Atena. Nu cred că a existat vreodată aici pe pământ, în afară de predicele Domnului Iisus, să audă cineva o predică atât de complexă, da? Atât de importantă în ce privește mesajul, atot cuprinzătoare, cu privire la cine suntem noi, cine ne-a creat, ce trebuie să facă omul, nu trebuie să-l confunde pe Dumnezeu cu lucrurile create de om, că dumnezeirea nu e asemenea argintului, aurului sau pietrei cioplite. Și Pavel predică. Și după ce predică Evanghelia aceasta, ajungând în Fapte 17 cu 30, unde spune acolo la un moment dat, hai să picuim așa puțin din predica asta, din capitolul 17, uitați-vă versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu-i slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea
și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Și spune scopul ca ei să caute pe Dumnezeu. Și observați, ajunge la versetul 30, nu o citesc toată. Și spune, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul despre care a dat o dovadă netăgăduită, da, tuturor oamenilor, prin faptul că l-a înviat din morți. Și acum auziți aici reacțiile. Care au fost atitudinile oamenilor față de cuvântul lui Dumnezeu? Față de Evanghelia pe care apostolul Pavel o predică? Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Serios? Te vom asculta altădată. Cu alte cuvinte, du-te. Însă în versetul 30 și următor, 4, spune așa. Totuși unii au trecut de partea lui și, spuneți ce scrie, au crezut. Între aceștia era Dionisio Areopagitul, o femeie numită Damare și alții împreună cu ei. Ei, observați, atitudinile oamenilor, toți au auzit Evanghelia care erau adunați acolo. Era în Areopagul acela din Atena. Era locul acela unde se adunau grecii. Erau prezenți mulți oameni, minți luminate, filozofi și tot ce vreți. Și omul acesta le-a spus și de religie, omul acesta le-a spus și de poezie, că uitați-vă, acolo el subliniază, zice, sunteți din neamul lui. Cum au zis unii din poeții voștri și Pavel le-a citat că cel puțin s-au găsit aceste lucruri în trei poeți, Aratus, Meneandru și Pindar, care era corifeul poeziei lirice, când spune el în versetul 28, căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Și Pavel le spune toate astea. Și le arată pe Dumnezeu. Pa mai le spune, pe când străbăteam cetatea, am dat de un altar care e închinatul lui Dumnezeu necunoscut. Pavel a știut multe lucruri. Că mai ales în istoria Atenei a fost o perioadă cu sute de ani înainte de a ajunge Pavel, când ciuma pur și simplu i-a decimat pe acei oameni și Consiliul Orașului s-a adunat să facă ceva pentru că mureau oamenii pe capete. Și a venit cineva, Epimenida, pe care Pavel îl numește, prorocul cretanilor, și acela le-a spus, zei ăștia ai voștri, nu vă pot ajuta la nimic. Și atunci au făcut acel altar unui Dumnezeu necunoscut, care e mai presus de tot zeii. Și acolo s-a făcut un experiment deosebit cu niște oi care au venit, s-au așezat acolo, au fost aduse ca jertfă pentru Dumnezeul acela necunoscut. Și astfel Atena a fost izbăvită. Și el apelează și la istorie, le spune absolut toate lucrurile. Însă observați dumneavoastră, reacția lor a fost când au auzit de Iisus, când au auzit din vierea, au zis, du-te, alții l-au batjocorit, însă versetul acela 34 ne spune că totuși au fost oameni care au crezut. Trăim aceleași vremuri, când unii cred, iar alții batjocoresc, iar alții întorc spatele cuvântului lui Dumnezeu și observați dumneavoastră, rămân oamenii cu o anumită credință cu care ei se laudă și spun, noi suntem credincioși. În seara asta, oricine ai fi, aș vrea să te provoc la meditație. Credința pe care o ai, accept acest cuvânt al lui Dumnezeu? Biblia este cartea despre care Immanuel Kant, marele filozof german, spunea într-o împrejurare, este cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea divină. Ea ne arată cât de mare e vina noastră, cât de adâncă este căderea noastră, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin acest cuvânt, ne arată iubirea Lui. El ne cheamă și vrea să ne spună
că ne iubește și că vrea să ne ierte, să ne sfințească viețile și să ne dea un viitor și o nădejde. Câți dintre oameni înțeleg asta? Vedeți, țin minte, era regimul acela comunist și s-a întâmplat ceva deosebit în perioada aceea lui Hrușcio. Chiar aseară ascultam ceva din istoria asta a Uniunii Sovietice despre Brejnev. Și, mă rog, era succesorul acestui Hrușcio, care la un moment dat, fiind secretarul general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, în ciuda faptului că se spune pe vremea când era copil și tânăr adolescent, încă Rusia și partea Ucrainei nu era sub ocupație comunistă sovietică, acest om, având o memorie bună și stimulat de preotul din comună, a reușit să învețe Evanghelia pe de rost. Și într-o bună zi, preotul din satul Colonavoca l-a pus pe acest Hrușcio să recite Evanghelia. Și a recitat-o în fața sătenilor, vă dați seama. Unii din anturajul lui Hrușcio, Nikita Hrușcio, spuneau că pe vremea când era Țarul Roșu la Kremlin, cu unele delegații, așa din când în când avea hobby-ul să recite așa câte ceva din Biblie, din Evanghelie, din cuvânt. Dar în același timp acest om a semnat atâtea decrete prin care erau trimiși oameni în gulag. Lui îi aparțin acele cuvinte prin care Hrușcio se lăuda și spunând așa: abia aștept să vă prezint ultimul creștin la televizor. Și ăsta era obiectivul lui. Însă se cunoaște foarte bine, el la un moment dat chiar a fost înlăturat din conducere, Hrușcio a trecut, creștinii au rămas, îl laudă, îl glorifică pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în perioada lui atât de mult a luptat împotriva creștinismului și a stimulat actorii, scriitorii, pictorii și tot ce vreți. Cultura sovietică în vremea lui era îndreptată împotriva creștinismului. Încă la un moment dat se spune că un regizor, un scenarist, au încercat și, mă rog, au pregătit totul apelând la cei mai buni actori pe care a avut Uniunea Sovietică în vremea respectivă să aibă o piesă, așa, o parodie la adresa lui Iisus Hristos. La un moment dat s-a ținut undeva într-o sală mare importantă din Moscova, era premiera acelei piese numită Hristos la Cafenea. Auziți? Hristos la Cafenea. Unul din ilustrii actori, Alexander Rostovțev, sau dacă vreți Sașa, cum îi spuneau ei, a trebuit să joace rolul principal. Și când a venit premiera, în premieră această piesă de teatru trebuia să fie reprezentată, s-a întâmplat următorul lucru. Totul decurgea după un scenariu și o regie foarte bine pusă la punct. Rostovțev a și venit pe scenă îmbrăcat într-un halat și cu o Evanghelia după Matei așa în mână. Și urma să citească din ea câteva fericiri. După citirea acelor fericiri, totul era pregătit să arunce așa la podia Evanghelia după Matei și să spună următoarele cuvinte: aduceți-mi fracul și jobenul. Fracul era costumul acela de epocă, iar jobenul acea pălărie cilindrică, dacă unii vă mai aduceți aminte. Și totul era pregătit. Sala plină. Și Sașa începe să citească: ferice de cei săragi în duh, că lor e împărăția. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. După vreo 4-5 fericiri, în mod normal trebuia să se oprească. Înspre surprinderea celor care erau acolo, un tremur i-a cuprins vocea. Și omul acesta a continuat să citească. Spune că regizorul, deja destul de tare striga că se auzea în sală: Sașa, oprește-te! Sașa, oprește-te! Sașa nu se oprea.
Actorii, colegii lui, au început să bată cu piciorul în podea să se oprească. Însă Sasha nu se oprea nici atunci. Și eu ce vă spun, vă dau scris, nu vă spun o poveste. Și înainte, ca să cadă cortina, s-a putut vedea cum caghebistul s-a aruncat așa asupra lui, însă toată sala a putut auzi următoarele cuvinte. Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte de mine. Știi ce vreau să vă spun? Acolo unde s-a dorit o parodie, o batjocură la adresa lui Dumnezeu, la adresa cuvântului lui Dumnezeu, a fost o biruință. Cum spunea Îngerul Mariei, niciun cuvânt venit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. A atins viața acestui om care ați auzit, a zis, vreau să fiu acolo cu tine în împărăția ta. Ce vă spun nu sunt povești, sunt realități care au avut loc și Dumnezeu, în ciuda faptului că au fost astfel de oameni, am discutat cu oameni mari din perioada aceea sovietică, ateu convins, care a fost la noi, chiar la Sighet, fratele Marius, păstor cu mine, știe, ne-am rugat împreună cu el, cu omul acesta, care, mă rog, a avut, cum vă spuneam, o funcție înaltă, i-a cunoscut pe mari lideri de acolo, a arătat cum Dumnezeu a mântuit atâția oameni. Și astăzi, când sunt vremuri de libertate în România, când nu sunt opreliști, oricine ai fi, eu vreau să-ți spun, dacă ceva contează, contează nu că vei auzi o predică, că acum e o gonă după predici. Oamenii pot să audă la televizor predici, să asculte la radio, voi aveți vocea Evangheliei. Acum pe internet poți să dai, să-ți alegi predicatorul preferat și tot ce vreți. Însă dacă ceva contează, contează ce credință avem. Cum e credința ta? I-a acceptat cuvântul lui Dumnezeu? Îl acceptăm așa cum este el? Sunt unii oameni care vor să accepte ce le convine, însă este atât de important să poți accepta acea Evanghelie pe care Hristos a spus. Duceți-vă, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede. Dacă ai ajuns în punctul ăsta, mulțumește lui Dumnezeu că ai crezut. Dar dacă ești aici, tânăr sau tânără, copil care a crescut poate cu pâine sfințită în biserică, obișnuit cu corul, cu fanfara, cu cântări, cu rugăciune, întreabă-te, l-ai primit acest cuvânt în inima ta, crezi, îl pui în aplicare sau doar ești un ascultător? Prieteni dragi care ați fost invitați, vreau să vă spun, este la latitudinea dumneavoastră. Noi propovăduim Evanghelia, că așa ne-a zis Iisus. Și noi o vestim cu drag, ca oamenii să audă. Cum zice unul din poeții creștini, că fiecărui om ce-mi iese în cale, nu am ceva mai uriaș să-i spun decât să-i hohotesc în osanale, că și el de mântuire e bun. Spune poetul să-l îngrozesc o clipă să audă ce tot sugrum în el și-a tot ucis și în lacrimile milei când asudă să-l știu ajuns în prag de paradis. Și liberat să-l știu pe veci că nu se întoarce, că de moarte fost a izbăvit, că a început în flăcări să se îmbarce pe nava cu catargul răstignit. E nava care navighează pe mare acestei vieți. Furtuni se stârnesc pe mare, însă se îndreaptă spre portul acela final unde o așteaptă marele comandant Iisus. Din când în când oprește în câte un port. Cum e în seara asta, într-o parte sau alta, tu poți, crezând cuvântul lui Dumnezeu, să te îmbarci pe această navă și să poți să te îndrepți spre marea țintă, acolo unde e Iisus. Glorie lui! Amen. 2. Privind acest cuvânt, îmi pun din nou întrebarea asta. Cum este credința de care oamenii au nevoie? Și răspunsul este cuvântul care îl mărturisește pe Iisus, credința care îl mărturisește pe Iisus ca Domn. Al doilea lucru, al doilea aspect. Afirmație veți spune foarte simple, da? Luate de aici, observați ce spune versetul acesta nouă.
Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Observați bine. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, foarte important. Poate ne vom întreba noi, dar când îl mărturisești pe Iisus ca Domn? În mod deosebit. Și dacă crezi că l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vedeți, dumneavoastră, m-am oprit de două ori la versetul acela 16 din Marcu, dar recitim și acum vă rog, fixați-vă privire spre Marcu 16, 15 și apoi 16. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede? Ce să creadă, spunea cuvântul acesta, Evanghelia. Și observați acolo, și se va boteză. Va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. De ce e important lucrul ăsta? Foarte mulți vorbesc despre botez. Ajung oamenii la un moment dat să fac foarte discuții interminabile. Că de ce e botezul așa? Că de ce nu acceptă unii botezul copiilor? Că de ce? Ei, observați și țineți cont de ce spune versetul 9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta. Și când mărturisești? Observați în 1 Petru 3 cu 21. Citim aici cuvântul Domnului. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Vorbește de modul în care Dumnezeu, versetele dinainte, de vremea lui Noe. Da? Acum, spune. Și anume, botezul, care nu e o curățire de întinăciunile trupești. Observați. Chiar și atunci când vin unii și spun că botează copiii să șteargă păcatul, așa, adamic, originar, mă rog, și câte altele. Botezul nu spală. Spune Petru. Și eu cred că e cea mai credibilă persoană. Unii l-au numit, nu, pe Petru Marele, nu știu, biserici tradiționale îl numesc că Petru stă la baza bisericii. Mă rog, nu intru în discuție. Dar uitați-vă bine ce spune. Nu este o curățire de întinăciunile trupești. Și observați ce spune acolo. Ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, mai departe care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterile. Da? Mărturia unui cuget curat. Spuneți-mi, un copil poate depune mărturii. Eu nu vreau să lovesc în credința nimănui. Înțelegeți? Să zic că cineva, uite, ne-a adus aici, ne-a prins la colț. Dar eu sunt dator să vestesc cuvântul acesta al adevărului. Observați versetul acesta nou, spune, dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn. Când îl poți mărturisi? Un copil nu îl poate mărturisi. Nu? Îl poate mărturisi cineva doar atunci când l-a primit în inimă. Doar atunci când a înțeles că e vinovat. Doar atunci când a înțeles că a greșit, a păcătuit. Doar atunci când acceptă vestea bună, el poate să-l mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn. Uitați-vă, luăm un studiu de caz, dacă vreți. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 12, da? Eu vă invit pe dumneavoastră să citiți acasă mai mult. Spune cuvântul Domnului, dar când au crezut pe Filip, adică au crezut Evanghelia pe care o propovăduia, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. De ce nu scrie copii? Spuneți. Că nu au fost botezați copiii, nu erau în Samaria. Câți vrei? Dar de ce n-au botezat? Pentru că acei oameni trebuiau să mărturisească pe Iisus ca Domn. Haideți să mergem la fapte 8 și citim doar de la 35. Acolo e vorba de famenul etiopian. Un ministru de finanțe, un om mare, un om cu o poziție înaltă, care spune în versetul 26, a venit cu un scop precis la Ierusalim.
să se închine. Dați-vă, fapt 8:26. Un înger al Domnului spune așa, scoală-te, du-te și mai jos, observați, cuvântul Domnului, 27-le, Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, l-a împărătat și a candat cea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei veni la Ierusalim ca să se închine. A putut vedea ceremonia de la Ierusalim, a putut să vadă toate lucrurile, dar omul se duce de acolo luând o carte, însă Dumnezeu a văzut viața acestui om. Mobilizează cerul, trimite un înger care se duce la Filip și lui îi spune, scoală-te, du-te în pustie, ajunge carul și ajunge carul. Și versetele alea, înainte de 35, ne spun că Filip a fost poftit de fame să urce în car, după ce azi să înțelegi tu ce citești. Esențialul este aici, de la versetul 35. Observați bine. Atunci Filip a luat cuvântul la început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe cine? Pe Iisus mărit să fie El. Și observați ce se întâmplă. Pe când își urmau drumul, au dat peste o apă. El i-a spus ce a zis Iisus. Propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și cuvântul Scripturii spune că famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Și acum observați aici ce spune versetul următor. Filip, da? A zis, dacă crezi din toată inima, exact ce spune Pavel la Romani, vedeți? Ei nu se contrazic, pentru că aceștia au fost slujitorii lui Dumnezeu. Ei nu s-au contrazis unul pe altul. Atât Pavel cât și Romani urmează același drum. Și spune, dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul a răspuns, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă ai avut un asemenea moment în viața ta, mulțumește-i lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc. Și pe mine părinții m-au dus când eram copil. Și am încă o mătușă care trăiește. Și a spus că a fost la botezul meu. Nu vreau să mă înțelegeți că am ceva cu cineva. Dar eu nu țin minte. Însă țin minte. Vara acelui an, începutul verii anului 1985, când am simțit chemarea lui Dumnezeu, am cântat și eu în corul bisericii, cum cântați voi, am crescut în biserică, însă n-o să uit în primăvara aceea când Dumnezeu bătea la ușa inimii mele. Și erau cântări care spuneau, de atâtea ori cuvântul sfânt a încolțit la tine în gând, puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu ai amânat. Și cel mai trist cuvânt va fi, un plâns amar în veșnicie. Puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu ai amânat. Poate ești pentru tine în seara asta. Poate Domnul mai bate la ușa inimii tale. Și n-am mai rezistat la un moment dat. Și am zis, spune înaintea lui Dumnezeu, așa, ce să fac? Erau, mă rog, și concepțiile oamenilor din vremea respectivă cum erau. Botezurile nu se făceau cum se fac acum într-un cadru sărbătoresc și câte altele. Și țin minte că era o duminică. Și de sâmbătă am zis, voi fi în post, mă voi ruga și vreau să văd cum îmi vorbește Dumnezeu. Și-a trecut timpul, am zis că va fi o prorocie, o vedenie, nimic. Am găsit că la cuvânt va fi o predică, mi se va spune ceva, nimic. S-a terminat slujba, am cântat în ziua aceea. Și a venit la mine la ieșire, în hol, era acolo în biserica aceea, un hol, un frate în vârstă s-a uitat așa la mine, eu mai conduceam acolo cântările atunci, chiar atunci am fi condus. Și au zis, să cânți cântarea 116. Era o cântare, dar vedeți cum e omul. I-am simțit atunci așa ca o săgeată care a pătruns așa, ca e pentru tine. Prin el îți vorbește Domnul, da? Cum e omul, am luat și m-am dus până acasă.
Când am ajuns acasă, n-am avut liniște și să mă întorc să văd că nu erau harfe. Atunci, înțelegeți, ar fi fost cântăreți, nu erau harfe. Acum sunt harfe, nu sunt cântăreți. De multe ori, asta e. Dar m-am dus înapoi. Încă era deschisă, mai erau cei acolo cu ordinea. Și când am deschis-o, n-o să uit, era cântarea aceea foarte cunoscută. A bătut la ușa ta cineva. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai rând, pieptul numai sânge. Cine ești străin pribiac? Cine ești? De-al cui amar mereu pribegești? Pentru cine te-au brăzdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi, sunt vinul eternei legi. N-am venit să plâng pe drum rânul usturătoare, plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. Și ultima strofă spune așa, bătut la ușa ta cineva, deschide, dar nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Știi ce a fost? Atunci am luat decizia și n-am mai așteptat decât să vină după masă și să vină frață din conducere și am zis, vreau să mă botez. Și mi-au dat bilet și pastorul dintr-o altă localitate, că era unul la mulți, parcă acum îl văd să uita în stânga, în dreapta, să nu-l vadă cineva. Și la niște cizme de pescar și un prieten de-al meu, venisem de la o distanță de vreo 12 km, poate mai mult, stătea acolo pe țărmul apei, iar în apa aceea de munte, fratele acesta m-a întrebat și a mărturisit, Iisus Hristos este Domnul, e Mântuitorul meu, e Salvatorul meu. Și au trecut aproape 40 de ani și de atunci îl laud, îl glorific și spun oriunde, Iisus e Domnul vieții mele, mărit să fie El. Ascultă-mi, tu ești în seara asta aici, tu vezi aici un om care, mă rog, a fost botezat la știu eu câte zile, însă a fost o zi în viața mea când am înțeles Evanghelia. Când cuvântul acela a pătruns acolo în adâncul ființei mele și eu l-am acceptat pe Iisus, am crezut. Și de atunci îl laud și îl glorific pe Dumnezeu. Mă rog ca în seara asta Duhul Domnului să atingă orice ființă din acest loc. Și dacă ești aici și poate n-ai înțeles până acum cum e credința de care ai nevoie, îți spun, credința care îl mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn, mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Fă pasul acesta, pentru că încă o dată spun acele cuvinte ale Domnului Iisus, din Marcu 16, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Și la ce folos? Să ai o credință care să nu aibă ca finalitate mântuirea. De aceea, seara asta, al treilea lucru și ultimul. Cum e credința de care oamenii au nevoie? Și răspunsul este simplu. Credință care asigură mântuire. Auziți? Credința care asigură mântuirea. Observați ce spune aici cuvântul Domnului, căci prin credință din inimă, versetul 10, se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și apoi observați versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Observați finalitatea, mântuit. Ce folos e să ai aici pe pământ o credință. Că unii zic, ce credință ai? Ortodox. Tu? Catolic. Eu? Ce? Din aia, cu cele două. Greco-catolică, tu penticostal. Tu? Baptistă. Ce? Care mai de care vine? Însă observa ce spune Biblia, nu ce spun oameni. Noi putem spune multe lucruri, însă Biblia spune în Efeseni, capitolul 4, și citesc aici, versetul 5. Este un singur Domn. Care este acesta? Domnul Iisus Hristos. Mărire Lui! Câte credințe? Ia observați acolo. O singură credință. Un singur
botez, observați, ăla în care îl mărturisești pe Iisus ca Domn, cu gura ta, auzi că acolo spune, mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, nu altul pentru tine. Tu trebuie să ajungi la convingerea asta. Nu cum au inventat unii credință infuzată ca să justifice oarecum botezul copiilor, că istorie, că prin analogie. Nu! Ce spune Iisus? Că până la urmă nu ce spun, știu eu, exegeții. Nu, eu vă pot face și vă arăta multe hermeneutici din acestea. Exegeze pe care le fac unii așa cum gândesc ei. Luând, știu eu, în considerare, poate, că acum am predat un curs de hermeneutică și am zis, da, în istoria teologiei există mai multe surse de autoritate. Unii zic Biblia. Unii zic, da, pe lângă Biblie, zice, e și tradiție. Zice. Dar mai există și rațiune. Și oamenii zic, bă, merg și după asta. Dar Domnul Iisus nu a zis în lupta aceea cu diavolul decât atât. Este scris. Dar unde e scris? Aici. Că Domnul Iisus a zis, cerul și pământul vor trece. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Mărire Domnului. Și acum ajungem la punctul ăsta. Credința care asigură mântuirea. Eu merg așa pe direct. Și spun următoarea întrebare, oricare fi aici. De-aia am spus și pentru cei care au fost botezați de ceva vreme. Credința asta mărturisită cu gura, care îl mărturisește pe Iisus ca Domn, ea trebuie să continue toată viața. Adică trebuie să fie legat cu El, să-i fi plăcut Lui. Dacă mori în noaptea asta, ești mântuit? E sigur că te duci să fii acolo în împărăția lui Dumnezeu? Vă spun ceva de C.S. Lewis, un renumit profesor de la Oxford. Până la 37 de ani a fost ateu. 37 de ani l-a batjocorit pe Dumnezeu. 37 de ani l-a negat pe Dumnezeu. La 37 de ani omul ăsta are o întâlnire cu Iisus. Își predă viața în mâna lui. Uitați-vă câte cărți a lăsat scrise în urmă. Omul ăsta a avut dispute cu diferiți oameni, cu profesori, cu studenți, care la un moment dat, când el le spunea despre mântuire, despre faptul că așteaptă împărăția, că va fi cu Iisus în glorie, știi ce au zis unii? Lasă-mă, domnule, că asta e o fugă de realitate. Adică, oarecum fugi de realitatea asta a vieții și tu te gândești la rai, te gândești la împărăție și cât. Alții au zis, vezi-ți de treabă, că e o dorință deșartă pe care, mă rog, au anumiți oameni, că așa zic unii. Cu toate că Domnul Iisus a zis, mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta? Dar credem? Știți când a zis asta? Era noaptea trădării sale. Și uitați-vă Evanghelia după Ioan, capitolul 14 de la versetul 1. El se uită la ucenici, zice, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Nu vreți mai mult decât să fiți cu Iisus. Observați? Și atunci auziți ce spune C.S. Lewis. El scrie, așteptarea unei lumi de dincolo. Pentru noi nu este o fugă de realitate cum credem, nici o dorință deșartă, ci este însăși esența credinței noastre. Auziți? Credința care asigură mântuirea nu e, știu eu, ci este un sigur da. Știu că voi fi acolo cu Iisus. Unde? În împărăția Lui. Mi-a venit ceva aici, stând și mi-am adus aminte. Eu vă spun și sursa. Comentariu al lui John Phillips. El vorbește și despre mântuire și la un moment dat pomenește ceva de un ziarist cu numele de Kenneth Opperman, care a luat un interviu Paul al VI-lea. Da? Paul al VI-lea.
Uitați-vă și o să vedeți, face parte dintr-o familie bună, ajunge papă, mă rog, implicată în multe proiecte și personalitățile astea sunt intervievate de multe ori. Și la un moment dat, printre întrebările pe care îi le pune papei, la un moment dat spune așa: Domnule papă, dumneavoastră sunteți mântuit? După ce au spus de școli, au spus de, mă rog, cum a ajuns, cât a fost preot, episcop, proiecte, tot ce vreți. Dar sunteți mântuit. Uite că pe aici se reduce totul, înțelegeți? Aici putem cânta frumos, recita, predica, putem fi filantropi, implicați în nu știu cât. Cu școli multe, cu grade pe umăr, tot ce vreți. Și totul se reduce. Ca și cum pune întrebarea asta. Sunteți mântuit? La care papa îl învăluie cu răspunsuri despre faptul că a avut experiențe din copilărie, experiențe mistice și tot felul de lucruri din astea frumoase. Dar zirește ăștia dacă se pricep la ceva, la întrebări, se pricep. Ăsta reformulează întrebarea și pune așa: Domnule papă, dacă va fi să muriți? I-a lăsat și posibilitatea că poate îl prinde venirea Domnului în viață. Dar auzi ce spun. Dacă va fi să muriți, veți merge în cer? Și în momentul ăla, papa spune: Ah, grea întrebare mi-ai pus. Foarte grea, chiar spune. Foarte grea întrebare mi-ai pus. Mă rog, dacă i-ar fi răspuns așa, ar fi demolat toată dogma la un moment dat a Bisericii Romano-Catolice. Însă a stat și la un moment dat s-a uitat spre ziarist și a spus așa: Domnule Opperman, când va fi să mor, 700 de milioane de romano-catolici se vor ruga pentru mine. Punct! Și nu mai zis nimic. De aici încolo judecați dumneavoastră. Dar eu să vă dau acum un alt exemplu. Într-o mină de zinc undeva în Statele Unite ale Americii, în statul Kentucky, a avut loc un accident mare, prăbușiri de galerii, mineri morți, alții scoși pe targă, duși. Iar după ce s-a făcut așa un inventar, dacă vreți, pentru că se știe câți au intrat, 5 mineri erau de negăsit. 5 ortaci de negăsit. Vă spun pe scurt, după 53 de ore de căutări, săpături, tot ce vreți, au dat de ei într-o galerie, erau încă în viață. Dar pe casca fiecăruia dintre ei erau scrise următoarele cuvinte: Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Știți? Am stat și m-am gândit: Dom'le, poți să ai aici pe umăr grade din alea mari, poți să fie nu știu ce, dar să ai siguranța asta că ești mântuit, ești cel mai fericit om. Ești cel mai fericit om, ascultă-mă bine. Poți să ai ce vrei în lumea asta. Cu ani în urmă trăia pastorul Todoran, toți îl știți, de la Muntele Sionului din Baia Mare. Și ne-am dus să-l vizităm pe pastor Roman, bătrânul care urma să împlinească 100 de ani. Și era acolo pe pat. Mă rog, n-am mai apucat. Erau doar cu câteva zile înainte de a pleca în veșnicie. Și am încercat să-i spunem una alta la bătrân, dar el avea așa o siguranță. Ori de câte ori mă întâlneam cu el, el spunea că și pe el îl chema Simeon, ma, Simeon era. Și el îmi spunea: Simeone, eu mă duc, zice, i-am viză, zice, dar eu te aștept acele țărmuri, zice, te aștept. Și m-am uitat la bătrân și ne-au vorbit și am discutat și am coborât după aceea treptele spitalului și cu Todoran. Credeți-mă, nu vă spun povești, îmi curgeau așa lacrimile. Și spuneam la Todoran: Auzi, frate Todoran, poți să ai seminarii, poți să ai licențe în teologie, poți să ai masterate, poți să ai doctorat, poți să ai funcții din astea, să fii președinte și tot ce vreți dumneavoastră, și secretar. Și... Dar zic, ce are moșul ăsta puțin, iau zic eu. Moșul ăsta are siguranța aceea mântuirii, că va fi acolo cu Hristos în slavă. Asta e cea mai mare realizare. Eu vreau să spun în seara asta, uită-te bine aici, credința aia care asigură mântuire. Nu știu prin ce treci, nu știu cu ce te confrunți. Într-o seară ca asta,
Gândește-te bine, vei pleca de aici, știi cum e viața asta, nu, niciodată nu știi când se termină. Vine un accident, vine un atac cerebral, uite câte mormântări nu sunt, câți oameni tineri sau în vârstnici, nu pleacă, nu știi niciodată, nimeni, moartea nu te întreabă și nu cere carte de identitate. Nu te întreabă câte diplome ai, câte conturi ai și viața se termină. Problema care se pune, dacă pleci de aici, pleci mântuit, pleci salvat, ce credință ai? Credința aceea care, pe care o ai și poate ții la ea. Și poate ai discuții, poate cu unii, și poate, știu eu, poate de multe ori sunt așa discuții din astea tensionate, că religia mea sau religia... Nu, eu nu discut aici de religie acum, ascultați bine. Eu vorbesc de credință. Acea credință despre care o cântare spune: credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma. Hristos, ca stâncă în veci va sta, mărire Lui. Ai o asemenea credință? Dacă da, slăvește pe Dumnezeu. Onorează-L, binecuvântă-L. Iar dacă nu, spune în seara asta: Doamne, eu vreau să am acea credință care mă asigură mântuirea. Eu vreau să am acea credință care mă face să știu că indiferent ce se va întâmpla cu mine, voi fi acolo cu tine în slavă. Cum zice poetul acela: ce n-ai dat tu în clipa morții? Să ai nădejdea, ce am eu, să știi că orice ar fi să vie, ești cu Dumnezeu în veșnicie, cu Dumnezeu. Glorie Domnului! Mă rog în seara aceasta ca Duhul Domnului să cerceteze orice ființă. Mă rog ca El să cerceteze prietenii, să cerceteze tinerii, să cerceteze frații, pe toți cei care suntem aici auziți. Avem nevoie de credință, dar nu orice credință. Oricât de bine am colorat-o, ceea ce credință care ne asigură mântuirea. Doamne ajută-ne! Vrem să ne rugăm. Vă invit să ne rugăm. Eu aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm cu tot. Eu nu mi-am făcut nicio programare. Dar eu simt că Duhul Domnului, El lucrează la viețile noastre. În seara asta am vorbit de acea credință care acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Cum e credința de care avem nevoie? E credința care acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Cum e credința de care oamenii au nevoie? Credința care îl mărturisește pe Iisus ca Domn. Amin. Cum e credința de care oamenii au nevoie? Rețineți în al treilea rând, credința care asigură mântuirea. Amin. Nu știu ce credință ai. S-ar putea ca primele două puncte să le fi îndeplinit. Dar la al treilea poate să ai probleme. Să ai anumite situații. În seara asta ai posibilitatea să-ți verifici viața. Uită-te cum este viața ta, cum e trăirea ta. Spuneam de Enoch, el a primit mărturia înainte de a fi luat de aici, că e plăcut lui Dumnezeu, credința aceea l-a făcut. Poate ești aici un prieten, poate ești aici un copil, un tânăr de pocăiți, care te-ai jucat cu viața ta. Poate la întrebarea asta care a fost pusă și papei nu știu ce răspuns, m-aș bucura să fii ca minerii aceia. Pentru că a avut acea relație, acea trăire cu Dumnezeu. Nu contează funcția, nu contează gradele. Știi ce contează? Cum te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu și cum trăiești. Aș vrea în seara asta, dacă este cineva aici care vrea să-L mărturisească pe Iisus ca Domn, vrea să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu, să ne rugăm, biserica asta să roagă, e atâta popor aici. Dacă este aici cineva care vrea să încheie legământ cu Dumnezeu în apă botezului, poate să rogă părinții tăi pentru tine și poate a mai bătut Iisus la ușa inimii tale încă o dată. Deschide ușa, nu lăsa să plece trist. S-ar putea să fie târziu altă dată. Sau dacă ești aici cu probleme, cu situații, ai trecut prin fel și fel de greutăți, probleme, poate anumite ispite, pofte ți-au acaparat viața. Și nu mai e singur, noi suntem gata să ne rugăm. Cine vrea poate să ridice o mână. Este cineva care vrea să vă binecuvânteze Domnul. Mai este cineva care dorește să ne rugăm Dumnezeu să lucreze. Mai spun o dată. Mai este cineva Domnul să lucreze. Haideți să intrăm în rugăciune și ne rugăm.